Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou match. Suntem din nou trioul nostru de bază. Jucăm Rocket League. Nu mai sunt cu Mihai pe Skype și eu am început în forță. Facem o tumbă pentru acest gol. În 10 secunde am dat gol. Deci Mihai nu mai e alături de mine pe Skype acum. Suntem doar în joc. Alături de Mihai, Barbă Neagră, adică și Alin, care e Alin, portarul nostru. Mihai se duce la minge, eu vin tot timpul și o dau mai departe. Am puțin frame rate scăzut acum, pentru că filmez cu Bandicam. Vom face acum, că avem Bandicam, putem pune pauză, vom face două meciuri. Să dăm mingea din fața porții. Da, Aline, da, așa e, trebuie să aștept pasul tot timpul, nu să vă bag peste voi, am înțeles ideea. Nu, nu, haide. Bravo, Mihai. Bine, boss. Uf, serios, cum să ratez în halul ăsta? Am 50 frame rate-ul, dar se pare că mi se mai blochează așa din când în când. Uite ce pas i-am dat lui Alinda. N-a profitat de ea deloc, deloc. Oh, haide, haide, unde ai plecat? Mă, dar Alina a fost acolo. No. Sorry, scuze, Alin. Na, nu, mă, nu, 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 așa am vrut deloc. Nu mi-ar... Uite, mă, cum sar aici, ăștia dau în mine. Hai, Mihai, că ți-am întors în spate. Nu. No. Acum știți ce avem de făcut. Săritul spre poartă cât mai repede. Uite, i-am dat ăsta una. No, no, no. Bravo, Mihai. Bravo, Mihai, frumoasă pasă. Cât de frumos am luat-o, super. Deci, ce ziceam, am 64, 60 FPS-uri, 50 constant, dar mie mi se pare că merge puțin mai greu. O să ziceți și voi dacă merge ceva mai greu. Mie mi se pare totuși că merge greu. A luat așa minge. Și mai dau un gol de generic. Oh my fucking god. Băieți, ies deja. Îmi văd. Zice, ce cu asta, frate? Ne-a dat 3 goluri. Sub mașină. Da, Alin tot timpul zice chestia asta. Acum dacă prindeam... Da, am câștigat prin forfeit, văd, dar da. Super tare. Bun, punem pauză și când e gata, reluăm. Bun, dragi prieteni, am revenit cu un nou match. De data asta am schimbat, Mihai a schimbat și a pus pe rank. Să jucăm la rank, pentru că am jucat înainte normal, fără rank. Lui Mihai e frică să joace la rank, să nu strice rank-ul și de-aia am jucat la normal. Sper să reușesc și meciul ăsta să impresionez așa pur și simplu. Ce aproape a fost să dau un gol acolo din blocajul ăla. Deci am făcut pressing la portar. Și portarul a degajat practic în mine. Ăsta a luat mingea și n-a dat tot tocmai bine. Bravo, Mihai. Hai că ai scos-o. Și ăla m-a încurcat pe mine. Hai că dau un băieți ăștia de aici. Să dăm cumva mingea la o parte. Încercăm să o dăm cât mai departe ăștia și o dau spre poarta lor cumva, se pare că da. Și cum să dau bot în bot cu el? Am atins-o și pe asta. Am făcut o deviere. Am dat-o practic în partea opusă. Scuze, Alin. Scuze, Alin. Haide.
Nu-mi iese deloc. Deci nu-mi place când am lag deloc. Hai că i-a furat mingea. Și nu, ne-am luat gol. Se pare că ne-am luat gol. Ne-a dat gol un pro. Hai că a dat-o frumos totuși. A fost o fază frumoasă. Sunt pe ultimul loc. Data trecută am fost pe primul loc. Acum sunt pe ultimul loc. Dar nu are nici măcar o legătură asta pe ce loc sunt. Ăștia îi plac lui Alin, Mihai urăște, da, lui Mihai îi plac aia care sunt mai boți, ca să zic așa, care nu prea interceptează chiar cum trebuie. De fapt, așa cum sunt eu. Lui Mihai îi plac ăștia cum sunt eu, efectiv, deci asta era cuvântul. Ah, mi-a luat mingea. Nu, bun, am scăpat. Credeam că ne dă gol. Dar am scăpat. Hai, dă-o, Mihai, în fața porții. Nu, nu. Am scos mingea aia cumva. Am reușit să o scot. Și acum Mihai se duce. Nu. Nu așa trebuia să fac. Nici acum nu trebuia așa, dar nu am ce să fac dacă așa se întâmplă. Ce blocaj acolo. Hai, zi-mi că te duci până în... A, nici nu că n-a ajuns la mijlocul terenului, cum să se ducă în poartă. Hai că dă Alin gol. Bravo, Alin. Super frumos a fost. Thanks, merci. E 1-1 scorul. Avem o șansă, teoretic, practic, cum vreți voi să ziceți, avem o șansă. Deci am putea să facem cumva. Să facem cumva, da? Să facem cumva să câștigăm acest meci dacă dăm un gol. Bineînțeles, doar cu gol putem câștiga. Dar nu, nu, nu cu gol în poarta noastră, normal. Ne-am luat un gol. Băi, deci e 2 la 1. 1 la 2, ești nebun. Hai că e ok totuși, e ok. Se duce Mihai, mă duc și eu. Ah! Bag-o până în poartă. N-am reușit să o bag în poartă. Nu, dacă nu o prind din plin, nu reușesc să o bag în poartă nici cum tataie. Hai că am atins de 3 ori, de 4 ori chiar. Așa, 5 ori am atins-o, dar nu suficient. Aline, o bagi direct în poartă? Da, Aline, o bagă direct în poartă, era sigur. Eram sigur că o bagă în poartă. Super a dat-o, uite cât de frumos. A, super. Super, fără nicio șansă de a respinge acea minge. Ai gătit, hai să zicem că merg eu, nu știu cine mai e. Sunt amândoi în spate. Nu l-am văzut pe băiat că a venit. Alin. A dat în bară. Și acum, dă-i boost. No, cum să-mi apere la mingea. Ce gol a dat Alin. Super Alin. Deci suntem din nou favoriți să câștigăm. Avem 3-2. Am fost favoriți de la început, totuși. Un expert, un pro și era nu are rancă scuz. Barbă Neagră e pro, eu sunt veteran, Alin e veteran, deci cred că suntem mai buni ca ei totuși. Am fost favoriți de la început. Deși ne-au cam egalat în câteva rânduri. Dar am fost favoriți și în acest moment avem 3 la 2 pe tabelă. Dă-te mă de aici din poartă. A, haide Mihai. Sau Alin, care ești în poartă? 3 secunde, 2, 1.
Hai să cadă mingea, să atingă suprafața de joc și e gata. Ăștia au ținut mingea pur și simplu acolo. Hai mă, las, asta e. Bun, dragi prieteni, aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă vreți în continuare, dați subscribe ca să vedeți tot ce postez. Până data viitoare, eu am fost Cătălin, vă salut. A fost Cătălin, vă salut.